Salutare! Salutare! Kim Roeda și Iulia Demeter. Amândoi suntem de la echipa Incredible și ne-am gândit că pentru a face cât de sigură activitatea noastră în pădure, să realizăm o scurtă serie de sfaturi practice pentru culegători. Răspund. Un element de nelipsit în orice ieșire în natură trebuie să fie apa. Apa, și într-o cantitate care să fie cam duplu de ceea ce considerăm că avem nevoie pentru tura respectivă, trebuie să fie tot timpul rucsacul nostru. Apa nu se poate înlocui cu vinul, cu berea, cu sucuri acidulate sau cu cafea. Oricare dintre elementele respective, singurul lucru care fac e să mărească nevoia noastră de apă. Deci dacă vrem să ducem cafea cu noi, ținem cont că trebuie să avem și o cantitate de apă mai mare la noi în rucsac. Ei bine, și cum ducem apa în rucsac? Cu un recipient pe care să-l avem cât de cât sub control, să știm cât cantitate de apă consumăm în mod normal. Un recipient dintr-un plastic de calitate sau un camel bag, dacă sunteți familiarizați cu el, adică acel recipient care se pune în rucsac și putem să bem direct din furtun în timpul turei. Oricare dintre alegerile le-am avea, e important să facem și o igienizare corespunzătoare după folosire. Dacă optăm pentru orice produs care nu e strict apă, adică să punem un energizant sau dacă vrem să avem la noi și un suc, chiar dacă nu este atât de recomandat pentru hidratare, cum a zis colegul meu, e foarte important ca după aceea să îl spălăm bine, astfel încât să nu se dezvolte o microfloră în interior. Pentru asta folosim un detergent de vase sau chiar și o picătură de clor cu apă fierbinte și să nu uităm să facem igienizarea cât mai repede după ce am ieșit de la tură, după ce am terminat tura. Bun, perfect. Dacă dorim să aromatizăm un picut apa respectivă, putem să punem un picuț de suc de lămâie și cât timp pe fara edulcorant sau zahăr, nu se întâmplă nimic.